Timpul frumos și mini-vacanța de 1 iunie a scos sute de oameni din case dornici de relaxare. O bună parte au ales plajele din Chișinău. Totuși, specialiștii în sănătate publică le recomandă să se abțină de la scăldatul în lacurile din oraș, deoarece apa este infectată cu diverse bacterii periculoase. Nu ieșim din oraș pentru că am mai făcut câteva programări. Sâmbătă, de fapt, mergem la țară. Vă bucurați de o mini-vacanță? Da, binevenită vacanța, desigur. Cam mult în ultima vreme. Paște, adică nu prea apucăm să lucrăm așa. Zona de agrement din Parcul Valea Morilor a devenit o oază de relaxare pentru mulți dintre cei care sunt în mini-vacanța de 1 iunie, dar și pentru turiști. Noi suntem la Ucraina, dacă la Ucraina. Știm ce se petrece. Ați rămas acasă să vă bucurați de soare. Da. Нам очень нравится здесь. Вот прямо такое настроение пляжное. Вот в парке, знаете, это очень круто, когда в парке есть пляж. Вот когда люди могут себя вот так вот прийти, позагорать, почувствовать себя просто в лете. Это очень круто. Mulți oameni spun însă că zona de agrement nu e bine îngrijită. Adelina, apa cum? E bine? Я на камордаре дойбине. Мы пришли просто отдохнуть на солнышке, на озере. Это ближайшее место, где можно искупаться с ребенком, немножко на воздухе побыть. Хотелось бы, конечно, чтобы было чище, чтобы его чистили. И, наверное, хотелось бы еще, чтобы на пляже был какой-то тенечек, деревья. Deși nisipul de pe plajă a fost dezinfectat, specialiștii în sănătate publică îi îndeamnă pe oameni să evite scăldatul. Apa din lacurile din Chișinău este poluată și există riscul de infectări bacteriene. Pot apărea diferite micoze, viruci, moluscum contagios și alte maladii. De obicei copii mici, da, foarte grave, au apărut și micoze pe partea piloasă a capului, da, maladii date tratează numai în condiții de staționar. Dacă o onihomicoze, tratament durează de la 7-8 luni. Zilele de 1 și 2 iunie au fost declarate libere pentru bugetari în contextul reuniunii Comunității Politice Europene.